Noi mi se deschide Biblia în această dimineață, în 1 Corinteni, capitolul 15, și să citim primele 15 versete. Textul pentru noi în această dimineață și tema pentru noi în calendar în această dimineață este esențial în Evanghelie. Pagina Biblie 1125. 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 1. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ce, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovădește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi, cum? Că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința noastră. Ba încă, noi suntem descoperiți ca și martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat. Dacă este adevărat că morții nu înviază. Amin. Veniți să ocupăm locurile. Suntem în ultima parte a Evangheliei, a Epistolei către Corinteni și Pavel, ca la început, ca în primul capitol, vine și răspune: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Vine la final, după toată pledoaria care a avut-o, după toate îndemnurile și mustrările care le-au adus pentru ei, vine la final și ne spune același lucru. Evanghelia lui Hristos. Și vine în versetul 11 și ne spune atât de frumos în această dimineață Apostolul Pavel. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim. Și voi așa ați crezut. Apostolul Pavel vine și vorbește în acest verset și spune că toți cei care l-au cunoscut pe Hristos, toți cei care l-au primit pe Hristos în viața lor, toți cei care l-au slujit în perioada respectivă și s-au întâlnit personal cu El, față în față, vorbește despre apostolii și ucenicii Domnului și apoi în cele din urmă despre El, care Dumnezeu i s-a descoperit într-un mod atât de tainic, i s-a descoperit pe drumul Damascului. Acolo l-a cunoscut El pe Hristos. Vine și vorbește în această dimineață și ne spune: ori eu, ori ei, noi așa propovăduim. Indiferent, fraților, cine vine la amvon, indiferent, fraților, cine trece pe la noi prin biserică, trebuie să propovăduiască cuvântul așa cum este. Trebuie să propovăduiască Evanghelia așa cum este ea. Amin. Pentru că dacă nu propovăduim toți în același fel, dacă nu propovăduim Evanghelia așa cum este ea, oamenii vor avea întrebări. Oamenii vor avea semne de întrebare în mintea lor și vor spune: cum? Și de aceea se ridică întrebări: de ce sunt ăia mai buni? De ce sunt ceilalți mai buni? Și întrebările acestea noi trebuie să le eliminăm și să încercăm, fraților, ca să propovăduim Evanghelia lui Hristos așa cum a fost ea. Ori eu, ori ei, noi așa propovăduim. Și voi, așa ați crezut. Domnul să ne binecuvinteze și să ne dea lumină. În Romanii, capitolul 10, cu versetul 17, cuvântul vine și ne spune:
Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Nu vine prima dată auzirea. Nu vine, astfel, credința vine în urma auzirii. Nu vine prima dată credința, fraților. Nu putem să punem boi înaintea carului. Toate lucrurile trebuie să le facem cu rânduială. Prima dată... Boi în urma carului. Prima dată vine, fraților, auzirea. Apoi vine credința. Și dacă auzirea care o avem noi, și dacă noi propovăduim un cuvânt, și auzirea aceasta o luăm, și cuvântul acesta o luăm ca venind din partea lui Dumnezeu, și pe noi ne bazăm trăirea noastră și ne bazăm viața noastră de creștin pe cuvântul acesta primit ca din partea lui Dumnezeu, atunci crezul nostru poate să fie un crez bun. Și crezul nostru poate să ne dea viața veșnică. Și credința noastră poate să ne dea mântuirea. Altfel, degeaba am crezut. Altfel, dacă cuvântul pe care noi îl propovăduim nu este după Scriptură și noi nu ne orânduim viața după el, nu avem niciun rost în viață. Nu avem niciun rost în lumea aceasta. Suntem niște oameni pierduți. De aceea, noi trebuie să ne punem cu toții gândurile noastre, trăirea noastră și cuvântul nostru să fie, fraților, să spunem așa, la unison. Toți să avem aceeași propovăduire. Ori eu, ori ei. Noi așa propovăduim. Așa ne spune cuvântul Domnului în această dimineață. Și mai spune Pavel, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu. În versetul 3 din 15, din Corinteni 15. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu. Că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Aceasta este esența, una din esențele Evangheliei. Evanghelia cuprinde două lucruri. Hristos răstignit și Hristos înviat. Și Pavel le spune, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Moartea Domnului nostru Iisus Hristos nu a fost o moarte la voia întâmplării. Nu a fost o moarte ca oricare alta. Moartea Domnului nostru Iisus Hristos și venirea Lui în lume, Dumnezeu, începând din Genesa până în Maleahi, Domnul Dumnezeu le descoperă oamenilor. Și dacă mergem în Genesa, în capitolul 3, cu versetul 15, vedem că încă de la început Dumnezeu a început să spună aceste lucruri. Și vedem în partea a doua versetului. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța femeii. Între sămânța diavolului și sămânța femeii, care vine de la Dumnezeu. Și spune aici, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Încă din Genesa Domnul Dumnezeu s-a arătat și ne-a propovăduit și ne-a spus că va veni Mesia, va veni Hristosul. Până în Maleahi, când Dumnezeu, într-adevăr, vine, în ultimul proroc vine și ne spune că va aduce izbăvirea. Va aduce izbăvirea Israelului și va aduce izbăvirea tuturor celor care vor crede în acest Mesia. Deci moartea Domnului nostru Iisus Hristos nu a fost o la voia întâmplării. Nu a fost cum vin unii și spun, a trăit, a murit și El. Nu, moartea Domnului nostru Iisus Hristos a fost propovăduită în vechime. A fost propovăduită în Vechiul Testament. Încă de la începutul lumii, Dumnezeu a propovăduit acest lucru. Și Domnul nostru Iisus Hristos nu a murit la voia întâmplării. Nu a murit ca și noi care venim în lumea aceasta, ne naștem, trăim și apoi vom muri. Moartea Domnului nostru Iisus Hristos a avut un scop bine stabilit de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a hotărât în măreția Lui ca El să vină pe pământ, să moară pentru noi. Și moartea Lui să ne aducă împăcarea cu Dumnezeu. Amin. Acesta a fost rolul Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ. Acesta a vrut Dumnezeu să facă. A vrut Dumnezeu ca în El să se adune toate binecuvântările. În El să fie toată iertarea păcatelor noastre. În moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Și poate vin unii astăzi și spun, nu, Iisus Hristos nu chiar a murit. Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, i s-a dat oțet și miere, i s-a dat un drog, a amețit de cap, a leșinat, a intrat într-o stare de leșin,
Apoi l-au pus într-un mormânt. Poate că ucenicii lui au uitat mormântul când s-au dus de dimineață, după toată suferința care au avut-o, au uitat mormântul și s-au dus la alt mormânt. Și acel mormânt era gol. Nu. Moartea Domnului nostru Iisus Hristos a fost o moarte reală. A fost o moarte, să spunem așa, de adevăratele. Domnul Iisus Hristos a murit. Și cum putem noi să fim conștienți de acest lucru? Cum putem să credem noi lucrul acesta că Hristos a murit pentru noi? Dacă stăm puțin să cercetăm una puțină medicină, din câte știu eu, un om are în jur de 3 litri jumate de sânge în el. Da? Cam atât are un om. 3 litri jumate de sânge. Dacă ne gândim că putem să vedem în Matei, haideți să vedem puțin în Matei. În capitolul 27, cu versetul 26. Atunci Pilat a scobozit pe Barnaba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată, unuiele. L-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Un om, cum putem să nu ne imaginăm lucrul acesta? Un om, după ce este bătut cu unuiele, după ce ia o tură de 40 de unuiele peste spate, să nu-i pleznească de două ori. Să nu-i pleznească carnea de pe el și să înceapă să curgă sânge din el. Cât să spunem, putem să spunem noi în imaginația noastră cât sânge a pierdut? Te tai la un deget și începe să scurgă sângele și vezi că în câteva secunde ți-a curs câteva grame de sânge, câteva mililitri de sânge ți-a curs de la o simplă tăietură. Dar după 40 de lovituri peste spate, cât sânge începe să curgă din tine? Au spus unii, nu, Iisus Hristos n-a murit. Mergem mai departe, fraților, și vedem că Domnul nostru Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce. Și n-a fost răstignit ca oricare altul. În mâinile lui i s-au bătut niște piroane. În mâinile lui s-au făcut găuri. În picioarele lui s-au făcut găuri. Pe capul lui au pus o cunună de spini și nu i-au pus-o așa ușor. Au venit și au îndesat-o pe cap și au tras-o bine pe cap și stea acolo. O cunună de spini. Cât sânge curge, fraților? Și vin oamenii și spun, Hristos n-a murit. Hristos a murit. Dacă mergem mai departe în Evanghelie, în Luca, vedem cât a stat Iisus Hristos pe cruce. Hai să vedem. Era cam pe la ceasul la 6-lea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al 9-lea. 3 ore. 3 ore, mai mult, de aici este deja moartea Domnului Iisus Hristos. Mai mult de 3 ore Hristos a stat pe cruce. Un om atârnat pe cruce cu 3 găuri în mâini, cu 2 găuri în mâini și 2 găuri în picioare. În picioare a dat doar un cui, de-aia sunt 3 găuri. Dar avea 4 găuri prin care curge sângele. Și nu au fost niște cuie din alea mici care mergi și le pui la tablou pe perete. Să stai tablou pe perete. A fost niște cuie adevărate, niște piroane, spune cuvântul, că i s-au bătut în mâini. N-a curs sânge și a stat pe cruce. A stat pe cruce mai mult de 3 ore. Domnul nostru Iisus Hristos s-a scurs total de sânge. S-a scurs pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Și de aceea, da, și pot să vină alții și să spună, Hristos n-a murit. Hristos a fost într-un leșin și s-a înțeles acolo pe Iosif din Arimatea și s-a înțeles acolo ca să-l pună acolo într-un mormânt. Și apoi dimineața a uitat de durere. Domnul nostru Iisus Hristos a murit. Și spune cuvântul Domnului, poate să vină oricine. Și hai să vedem în Galateni, în capitolul 1, ce ne spune cuvântul Domnului.